Suntem în perioada în care se fac înscrierile în licee, la forma de învățământ de zi sau la seral, precum și în școlile profesionale. Absolvenții claselor a 8-a din județul Hunedoara au asigurat locuri pentru continuarea studiilor, mulți optând pentru licee teoretice sau vocaționale, dar și liceele tehnologice sunt de luat în seamă. Un exemplu în acest sens este Liceul Tehnologic Retezat din Uricani, singurul din oraș, dar care se află între primele 10 din județ și vine cu o ofertă interesantă. O clasă de liceu pe specialitatea turism și alimentație, deci profil tehnologic, turism și alimentație, specialitatea servicii, un număr de 24 de elevi, o clasă, clasa 11-a, învățământ seral, tot pe specializarea turism și alimentație, începând cu clasa 11-a, va fi 28 de locuri, iar la învățământul profesional, pentru anul școlar viitor, avem o clasă aprobată cu 24 de elevi, cu două specializări, ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație publică, 12 locuri, domeniul de formare profesională, turism și alimentație, respectiv tâmplar universal, domeniul de formare profesională, aplicarea produselor din lemn, tot cu 12 locuri. Oferta de la Uricani este interesantă și prin prisma faptului că școala din Valea Jiului, ca promovabilitate la bacalaureat, depășește unele licee teoretice din județul Hunedoara. Anul acesta am avut un procent de promovabilitate de peste 61%. Am fost pe locul întâi dintre liceele tehnologice din județ. Acest lucru s-a întâmplat, de fapt, în fiecare an de când liceul nostru funcționează. Anul trecut, de exemplu, am fost pe locul 6 în ierarhia pe județ, devansând o parte chiar dintre liceele teoretice. În orașele mai mari sunt mai multe posibilități de a continua studiile. O variantă pentru Deva fiind Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Ne bucurăm să anunțăm că este variată oferta, da? Ne adresăm viitorilor economiști, viitorilor lucrători în turism, viitorilor cosmeticieni, viitorilor lucrători din comerț și în alimentație. Să știți că ne lăudăm cu parteneriate viabile. Avem mulți agenți economici care ne susțin, copiii învață efectiv de la locul de muncă. Acesta este atuul cel mai mare al școlii noastre. Avem firme transnaționale care ne primesc copii, avem firme internaționale, da? Deci avem proiecte în Spania, în Portugalia, copiii merg și învață de la locul de muncă și pe România și pe plan internațional. Și la Moisil se poate urma liceul la seral sau să se absolve o școală profesională, iar instituția didactică de Veană oferă și învățământ post-liceal. Ne adresăm și adulților, nu doar elevilor de clasa 9-a, viitorilor elevi de clasa 9, ne adresăm și adulților, avem școală de seral și școală de post-liceală. Am fost solicitați de agenții economici din zonă, ne-au cerut anumite profile de asistent manager, de lucrător în comerț, de industrie alimentară, da? Care ajută efectiv pe restaurante, de ghizi turistici. Da? Oferta este foarte variată și așteptăm toți cei interesați să vină la noi la școală. Înscrierea elevilor pentru a urma liceul sau școlile profesionale se face până în data de 22 iulie, iar repartizarea computerizată în aceste unități de învățământ în care vor studia în viitor va fi pe 24 iulie.